Bună seara și bine v-am găsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre expulzarea celor trei diplomați ruși din Republica Moldova. Acest lucru îl facem împreună cu Vladimir Țurcan, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule Catan. Domnule Țurcan, cer scuze, Vitalie Catan, analist politic. Bună seara, domnule Catan, bine ați venit la emisiunea noastră. Și Sergiu Nazaria, doctor habilitat, profesor universitar. Bună seara și bine ați venit. Domnule Țurcan, cu dumneavoastră eu vreau să încep această discuție, să ne spuneți ce s-a întâmplat până la urmă astăzi în ședința Parlamentului, pentru că din câte am fost informat ați și părăsit ședința în semn de protest și cum ar trebui să decodificăm acest mesaj legat de expulzarea celor trei diplomați ruși. Vă rog. Deci, prima, ce ține de subiectul ședinței în plen, au fost două subiecte care noi le-am abordat, și anume problema expulzării diplomaților ruși. O întrebare am solicitat ca să fie totuși audiere ministrului de externe, pentru ca să explice care sunt motive, cauze, de ce au ajuns la așa o concluzie. Și a doua întrebare era legată cu ședința de alaltăieri, care a avut loc la București, ședința comună a Senatului și a Palatului de Deputați, așa îmi pare că se numește a doua Camera de Deputați a Parlamentului României, în contextul adoptării unei declarații, prin care, de fapt, deci a fost chemarea, hai să spunem așa, față de cetățenii Republicii Moldova. Iată, noi suntem gata și dumneavoastră, dacă doriți, poftim, ne unim într-un stat. Așa, în mod general, esența acestei declarații. Regretabil este faptul că la această ședință au participat unii din deputați din partea Parlamentului Republicii Moldova, în frunte cu președintele Parlamentului, domnului Candu, care a luat cuvântul, recunoscut faptul că, da, într-adevăr, este o idee bună și așa mai departe. Deci, în acest context, noi am solicitat ca reacție la această declarație a Parlamentului, care a chemat în mod direct spre unire, am solicitat ca să fie examinat și aprobat o hotărâre a Parlamentului din două puncte. Primul punct, de a condamna această declarație a Parlamentului României, dintr-o parte, din altă parte, de a reconfirma votul asupra declarației Parlamentului Republicii Moldova din anul trecut, tot în luna martie, prin care a fost cu votul celor 68 de deputați, atrageți atenție, din Parlamentul Republicii Moldova, deci proclamată inviolabilitatea a suverenității, independenței și neutralității Republicii Moldova. Cu regret, nici una, nici a doua întrebare n-a fost acceptată de majoritatea parlamentară și ca rezultat noi am părăsit sala ședinței ca un semn de protest. Domnule Catană, domnul Țurcan spunea că s-a solicitat prezența unor persoane care ar putea da anumite explicații și să se discute pe marginea unor argumente mai mult sau mai puțin plauzibile. Cum este văzută problema celor trei diplomați prin prisma unui analist politic? În primul rând, nu cred că ar fi fost o problemă să dea, oricum lucrurile se discută. Da. Nu cred că era o problemă să se dea o reacție, să se dea o explicație. În ceea ce privește opinia mea, lucrurile sunt cât se poate de clare, transparente. Deci este un gest de solidaritate cu partenerii noștri occidentali. Sigur că el, având în vedere raporturile noastre cu Rusia, vine și pe un fond de relații mai vechi, dar asta e o altă discuție în acest context. E un subiect complementar, dar nu neapărat a fost motivul gestului autorităților moldovenești. Deci, așa cum am spus, este un gest de solidaritate și cred că este și un gest necesar, pentru că vine ca reacție la niște fapte care sunt cu adevărat condamnabile. Noi toți suntem oameni care cunoaștem mașinăria, să spun așa, activităților la nivel de stat și știm multe lucruri. Și cred că în sinea fiecăruia există această înțelegere că s-a depășit o limită și acea limită s-a depășit atunci când
purtând aceste războaie de natură subversivă la nivelul serviciilor care de-a lungul timpului ele au existat tot timpul și au fost acceptate, dar se știa că există o limită. Limita aceasta a fost depășită atunci când, prin acțiunile lor, autoritățile ruse au pus în pericol, dincolo de gestul legat de persoana propriu-zisă, de familia lui, au fost puse în pericol viețile altor cetățeni, a zeci de cetățeni britanici, și asta este grav. Și este și mai grav că vine după o experiență asemănătoare în cazul Lugovoi cu acel am uitat numele, iată, am un lapsus, da. Din păcate, care la fel a fost omorât cu poloniu, deci altă substanță, dar la fel de periculoasă, pentru că, repet, una e să faci o acțiune împotriva unor persoane în baza unor probleme care țin de activitățile serviciilor, într-o anumită limită poate fi și înțeles. Alta e când, acționând împotriva acestor persoane, pui în pericol viața unor civili care nu sunt, n-au nicio vină, nu au nicio atribuție cu privire la lucrurile legate de faptă și mai ales în condițiile în care există o înțelegere din partea tuturor actorilor că așa ceva nu se admite. Domnule Nazaria, această problemă cum trebuie să fie privită prin prisma relațiilor internaționale? Ce urmează să se întâmple? Domnul Catană vorbea de o anumită solidaritate. Nu, eu desigur că altfel privesc lucrurile. Deci, într-adevăr, guvernarea actuală, pentru mine, este absolut nelegitimă, ilegală din start. Deci, în genere, actualul parlament, în opinia mea, nu este totalmente legal, deoarece chiar din start nu a fost admis la alegeri, la procedura de alegeri un partid întreg care avea șansă 100% să treacă în Parlament. În afară de asta, prin diferite metode absolut mârșave, de fapt, a fost creat un partid spoiler și a fost furat 5% din voturi de la comuniști, iarăși s-au pierdut. Deci dacă alegerile ar fi fost cinstite în 2014, oneste, în conformitate cu normele democratice, desigur că noi am fi avut o altă componență a Parlamentului, o majoritate de stânga. Astăzi noi am fi avut un alt guvern. Dar și asta nu-i tot. Deci actuala guvernare, actuala majoritate parlamentară a fost creată prin coruperea unui mare grup de deputați care de fapt și-au trădat electoratul și nu-l reprezintă nici într-un fel. Deci, în felul ăsta, majoritatea parlamentară astăzi, ea este nelegitimă. Deci, în sensul ăsta, eu nu pot vorbi de o guvernare legală a Moldovei. În opinia mea, ei sunt niște uzurpatori. Nu mai vorbesc de faptul că mulți din ei au fost pătați și lucrurile astea nu sunt niște invenții, dar cum, de exemplu, cu cazul ăsta din Salisbury, cu gazele astea. Eu și la tema asta o să încerc să aduc niște argumente, dar oamenii ăștia au fost prinși de mână, de fapt. Toată lumea știe cu scandalul ăsta, cu furtul așa numitul miliardului, cu multe potlăgării a majorității parlamentare, în orice caz a unui element a coaliției de guvernare, care până nu de mult a fost partea guvernării. Eu vorbesc de guvernarea Chișinăului, Chirtoac cu toată compania lui, cu fără de legile care s-au făcut și multe, multe, multe alte lucruri. Deci ei sunt, în opinia mea, oameni care trebuie să ocupe ancheta și care trebuie să nimerească pe banca acuzaților. Ce-i drept, ei au uzurpat statul, au uzurpat instituțiile de stat, legea nu lucrează, judecățile nu lucrează, sau mai drept spus, lucrează așa cum vor ei. În opinia mea, noi astăzi avem nu o guvernare legală, ci o bandă de criminali care conduc cu Moldova. Deci în sensul ăsta, despre care solidaritate putem vorbi noi? Niște criminali sunt solidari cu europene și încearcă ca prin acțiunile lor de așa numită solidaritate să-și legalizeze și în continuare prezența la putere, că în ochii majorității moldovenilor ei sunt nelegali la putere, de mult trebuie să eliberați și mutați acolo unde se află șfilat fostul lor partener. Și deci scopul acțiunilor astea să-și câștige și în continuare încrederea Occidentului pentru a rămâne la putere.
Acum referitor la incidentul din Salisbury. Da. Deci nu există absolut nicio dovadă concludentă că sunt, că sunt implicate structurile de forțe oficiale rusești în această, în acest caz. Caz, da. Deci, dar împotriva la ceea ce afirmă Tereza May și compania, deci lucrează legile fizicei. Deci, ceea ce spune domnul Catane ar fi fost corect dacă ar fi fost argumente, dar argumente nu sunt. În genere, dumneavoastră este unul din cei mai serioși juriști din Moldova și dumneavoastră înțelege, eu sper, că lucrurile astea, că fără argumente, asta e pur și simplu vorbă. Deci, care, în ce constă legile fizice? Ele nu depind de mine, nu depind de nimeni din noi, de soacra mea, nici de, eu știu, nici de atât puternicul și groaznicul Plahotniuc și așa mai departe. Deci, gazul ăsta, așa numitul Novichok, da, elaborat încă în Uniunea Sovietică la sfârșitul anilor 80, el poate să intre în acțiune doar dacă are loc o explozie a unei bombe sau unui obuz de artilerie. Și atunci trece reacția asta, gazul ăsta, da, reacția chimică, și gazul ăsta devine armă chimică de nimicire în masă. Da. Deci nu a avut loc o careva explozie acolo. Deci, respectiv, gazul ăsta, în principiu, nu a fost aplicat, deoarece lucrul ăsta vine în contradicție cu legile fizicii în cazul dat. Al doilea moment, dacă gazul ăsta ar fi fost, ar fi acționat, spunem că ar fi fost într-un fel difuzat, răspândit, deci, în decurs de câteva secunde, deci, în rezultatul exploziei, el se răspândește la o distanță, într-o rază de câteva sute de metri, da, și în câteva secunde mor toți care sunt vii, adică ei nu mai trăiesc. Da. Tot, toate ființele vii. Deci lucrurile astea nu s-au întâmplat. Mai mult decât atât, mă iertați, eu înțeleg. Ca să nu mă monopolizăm discuția, aflăm punctul de vedere diferitor. Eu îmi termin gândul, deci altfel nu se finisează gândul. Deci, mai mult decât atât. Deci, pe lângă ăștia doi foști, cum îi spune lui, am ieșit din cap, agentul ăsta fost spion rus, deci dublu, deci au trecut zeci de oameni. Nimeni din ei nu a avut de suferit. Polițistul ăsta... Asta e și problema, deci, că au fost... Stați-o leacă, domnul Cătan, dați-mi voi să termin. Deci, se afirmă, domnul Cătan, se afirmă că au fost afectați zeci de oameni. N-au arătat niciun om care ar fi fost afectat. Asta-s vorbe. Da. Pe urmă, polițistul ăsta ce a fost afectat, el ar fi murit pe loc dacă ar fi fost afectat. El, de cum e sănătos, de o săptămână de zile. Bine, adică, oameni buni, nu a avut loc incidentul respectiv. Este o provocare a serviciilor speciale engleze. Domnule Țurcan, eu vă rog. Eu cred că, da, deci eu cam am trecut așa deodată în tema. Întrebare, ce fel de subiecte au fost puse în discuție. Vă rog. Dar ne întoarcem la problema expulzării. Da. Deci, eu vreau să mă întreb și aici un aspect. De ce 3 și nu 5 și nu 1, spre exemplu, și la număr să ne oprim? Iată, asta e încă o dovadă că guvernarea de azi nu este independentă. Deoarece, deci, la rugămintea, la solicitarea partenerilor, fie Statele Unite, fie Marea Britanie, nu știu cine anume dintre ei, au solicitat, dar poate nici n-au solicitat. Poate nici n-au solicitat. Deodată noi am sărit, parcă suntem cei mai catolici decât cei de la Roma sau însăși papa de la Roma. Noi de ce și-am solicitat? Da. Bine, ok. Ați adoptat așa o decizie. Vă rog, veniți și prezentați. Vouă, măcar, conducerii, Ministerul de Externe, au fost prezentate careva probe sau nu? Doar chiar și la momentul discuțiilor în Uniunea Europeană, cu ce au ieșit cei care sunt conducătorii statelor, deci Uniunii Europene. Declarația a fost că noi am considerat că nivelul de probare este destul de înalt. Asta a fost asta? De punct de vedere juridic, un fleac. Din punct de vedere politic, poate că și a fost interpretat că, mai băieți, dacă este măcar o suspiciune, înseamnă că haide ceva să facem. Cine și ce au făcut? Aia noștri au hotărât 3 deodată să fie expulzați. Da. Românii. În timp de 7 zile, da? Da, românii doar o persoană. Singură persoană. Deci,
Austria, ce este foarte interesant, Austria este o țară cu tradiții mult mai înaintate. Da, deci valorilor democratice mult mai înaintat. Nici o persoană. Mai mult ca atât, spunând că nu există probe. Mai mult ca atât, ministrul de externe Austriei foarte clar a declarat: noi nu vedem probe, de ce noi trebuie să expulzăm? Exact aceeași poziție au luat jumătate din țările din Uniunea Europeană. Jumătate de țări din Uniunea Europeană n-au adoptat nicio decizie ce ține de expulzare. De ce solidaritatea aceasta așa numită este nu altceva când raportarea, cum zice românul, взять под козырек, прогнуться или нагнуться, nu știu cum se numește, dar să fie făcut pentru ca pe noi cineva să ne laude. Să ne laude. Acum ce ține de problema probelor. Da. Eu mă uit la problema în cauză din punct de vedere cui a fost de folos și unde este factorul care se numește rezonabil sau nu. Uitați-vă, persoana în cauză, deci a fost zeci de ani de cât deja deci expulzată din Federația Rusă. Deja nu prezenta nici un interes, nici un pericol pentru Federația Rusă. Doi. Da. Acest caz s-a întâmplat cu vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, plus minus, înainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Cui a trebuit scandalul ăsta? Federația Rusă? Clar că nu. Trei. Iacă suntem în preajma campionatelor lumii de fotbal. După ceea ce s-a întâmplat cu Olimpiada, deci cu dopinguri, cu chestiile, a trebuit Rusiei cazul ăsta? Clar că nu. Înseamnă că pe mine m-a învățat așa, când eu am terminat juridică. Dacă vrei să știi cine a făcut lucru, cine a făcut o crimă, verifică de cui, cine a avut interes. Să facă. Iată, de aici rezultă că Federația Rusă nu a avut niciun interes față de această persoană. Dar, apropo, referitor la Lugovoi și plutonii, îmi pare, substanța respectivă. Cazul cu Litvinia. Așa și n-a fost probat ca nume Federația Rusă, așa că declarația aceasta trebuie de lăsat într-o parte. Unica ce, acum este examinată foarte atent, versiune că aceasta, posibil că a fost lucru a deci răpăsatului Berezovski. Deci asta este realitatea. De ce? Și absolut toți... Haideți să aflăm și punctul de vedere a domnului Catan. Și a treilea moment, care eu am vrut să concretizez. Uitați-vă, rușii doar ce v-a spus. Bine, dumneavoastră ne învinuiți, haideți prezentați sau probe, sau poftim împreună să verificăm ce s-a întâmplat. Noi vom prezenta ceea ce avem, dumneavoastră ceea ce aveți, poftim sub controlul a unei structuri internaționale, să verificăm. Au refuzat categoric de la prima zi după ce s-a întâmplat, deodată asta rușii, asta ei, iacăt Putin, iacăt alegerile prezidențiale și așa mai departe. Da. Iată care a fost scopul real a Marii Britanii și Statelor Unite, iată care a fost scopul acestei solidarități, dar a noștrii ne vorbim deja nici de proporții, nici de altceva, pur și simplu au mers pe calea asta. Eu, pe de altele, azi la Parlament am spus, uitați-vă, ce ține de probe, noi deja am avut un caz istoric deja, când ex-secretarul de stat a Statelor Unite, Colin Powell, în cadrul ședinței a Asambleei ONU-lui, a demonstrat cum s-au devenit un praf de spălat, spunând, uitați-vă, este probă că în Irak există armă chimică. Da. După asta ce a fost? Haideți să ascultăm și punctul de vedere a domnului și nu s-a depistat absolut nimic. Da. Domnul Catană, dumneavoastră se pare că aveați mai multe contraargumente. Haideți să le luați sperând să veniți cu un alt punct de vedere. În primul rând, în ceea ce privește necesitatea probelor. S-a declarat din start că este un gest de solidaritate și atunci nu este nevoie nici de probe. Gestul dacă este unul politic. Dacă cineva e osărit de pitajul nou, haideți și noi sărim. Păi nu, păi sare, din păcate, nu cei de la Londra, sar alții din la Moscova. În ceea ce privește solidaritatea europeană, nu sunt chiar jumătate, domnul Țurcanu, sunt câteva, mai puțin de vreo 10, așa. Nu. Uniunea Europeană înseamnă jumătate de țară, numărați. În ceea ce privește Viena,
Viena a și spus-o foarte explicit de ce nu susține acest demers. De ce? Pentru că se vrea un fel de teren de a lăsa loc de discuții între așa numitele părți. Dar lor au spus foarte clar. Eu pe parcursul documentării pentru această emisiune am găsit că nu au probleme. Eu nu v-am întrerupt. Da. Haideți să vorbim așa cum este. Să dar așa cum este. Așa nu, este expres declarat de către autoritățile. Și ei s-au declarat că vor să fie un teren de discuții, așa cum a fost de altfel și Elveția în perioada interbelică și s-a dovedit că nu este cea mai morală, apropo, atitudine, pentru că Elveția este nu că suspectat, dovedit că s-au făcut și lucruri nu prea corecte acolo. Așa că atunci când se declară cineva neutru, trebuie văzut și motivația. În ceea ce privește Italia, de ce nu mai Lituania, de ce nu Suedia, de ce nu mai aveți răbdare că nu e presat prea bine. O să-i preseze. Suedia vrea să nu, Suedia consideră probabil că e suficient să fie membru NATO și asta e la momentul de față este deja membru NATO. Mă rog, ca să revenim la, la această problemă. În ceea ce privește mobilul faptelor, este clar că Rusia, autoritățile rusești au intrat într-un sistem de într-o piocărare greșită, în care are din păcate nevoie să facă aceste lucruri. Pentru că ele, într-adevăr, în mod rațional nu și-au sensul. Dar există alte lucruri care? În subtext. Apropo, care? De exemplu, miliardul. Vedeți, dumneavoastră, domnule, spuneți că, domnul Nazarie, spuneți că de miliard. Păi miliardul a fost furat prin Vneștorbarg, în primul rând. Și după aia, de la Vneștorbarg, de la Moscova, a ajuns pleancă, în țările și banda în la, în la, nu în a ajuns la Vneștorbarg. Așa că, prin care s-a făcut, evident, s-a furat prin Moscova. Prin bănci, evident. Și da. Moscova tot sunt mulți criminali. Dar criminalii bine stau aici. Domnul Nazarian, haideți să-l ascultăm și pe domnul. Da? Deci, trebuie să vedem nu numai așa la suprafață, să dăm aprecieri. Domnule Cătană, mă scuzați că vă întrerup. Mă întrebam pe domnul Țurcan, de ce 3 și nu 5 sau 1, spre exemplu? Păi pentru că probabil s-au făcut niște calcule că așa ar fi este exces bine. De zel. Cum pentru că românii 1, dar nu 3. De ce? Pentru că, de exemplu, și noi avem niște servicii probabil care au considerat că e prilejul să fie expulzate trei persoane care vai de fac serviciile da. Noastre. Da. Vedeți, probabil. Nu știu, vai nevai, dar faptul că l-au prins pe ăla care spiona din Parlamentul care se ocupa cu corupția pentru ambasada Rusiei la Chișinău ca să cumpere deputați să treacă de partea coaliției anti-europene. Și a fost condamnat pentru asta. Cu asta s-a ocupat cine un funcționar al ambasadei. Pe ăsta, de cum îl cheamă? Am deputatul. Fostul deputat. Fostul deputat. Cum? Stați. Dar el a fost condamnat pentru ceea? Pentru spionaj. Din presă. Da. Din presă. Da. Dar ce anume? Ca reacțiuni? Că el a informat reprezentantul ambasadei despre planurile legislative a coaliției de guvernare. Da. Noi știm că s-au ocupat. Mare spionaj. În plus, așa cum am spus la început, noi avem și noi o anumită istorie. Dar ce urmează în relațiile cu Federația Rusă? Iată, avem 7 zile pentru acești diplomați. Ce urmează în relațiile cu Rusia? O răcire a relațiilor? Nu știu, un embargo? Nu mai știu. Ele de mult sunt răcite, înghețate. Sunt puse la frigider și nu de către noi. Cei care au stricat relația cu, între Republica Moldova și Rusia sunt autoritățile rusești. Deci ăsta e un fapt de notorietate. Da, și, care sunt argumentele dumneavoastră? Păi aș aminti că noi am avut de fapt motive să expulzăm de mult, numai că probabil că, având în vedere contextul în care noi ne-am aflat în diferite momente, și doar acum s-a copt bine, dar care moment, au fost motivele? Am avut motive. Care erau motivele? Păi motivele, am spus, sunt ale noastre care au fost. Reținerile funcționarilor noștri înalți care concret, la care invitația... Fostul șef a fost invitat la o conferință internațională la Moscova și fiind invitat de autoritățile rusești, a fost reținut de autoritățile rusești. Fostul director CNA.
Vă amintiți? Domnule Căldană, până trecerea noștri funcționarii noștri sunt trecți. Faptul că Pisari a fost împușcat de un soldat rus pe Nistru. Domnule Căldană, până a aflat punctul de vedere a domnului Nazaria, eu vroiam să vă întreb, vor avea de suferit concetățenii noștri cei care se află în Federația Rusă? Pentru că noi vorbim despre... Nu vor avea mai mult decât s-a întâmplat până acum. Deci, cum așa cum a fost până acum, mai mult decât atât, nu se va întâmpla nimic, pentru că iarăși partea rusă a dus nivelul relațiilor la un nivel după care noi nu mai avem ce să pierdem. Și atunci, sigur că în momentul în care Rusia face gesturi împotriva noastră, noi suntem îndreptățiți să răspundem fără niciun risc de a ne expune cel pe noi cetățenii moldoveni. Cel mai interesant. Scurt să aflăm și punctul de vedere, domnule Zare. Cel mai interesant. Uitați-vă, și data trecută, când au fost expulzați cei 5 diplomați din ambasada Rusiei, noi tot am solicitat. Bine, explicați. Dacă voi sunteți așa de democrați, dacă voi vorbiți despre ce că orice decizie trebuie să fie transparentă, societatea trebuie să cunoască că este vorba nu despre un cunoscut sau oaspete a cuiva, este vorba despre diplomați a țării care noi considerăm este partener strategic. Explicați și Parlamentului, dar și societății, cetățenilor, ce s-a întâmplat. Da. Domnul Nazaria, ce s-a întâmplat? Întrebarea asta retorică pe care vă adresez. Ce urmează să întreprindă Federația Rusă în raport cu țara noastră? Deci înainte de a răspunde la ceea ce a spus domnul Catană și la întrebarea noastră, deci vreau să mai amintesc telespectatorilor încă un moment. Oamenii serioși din Anglia, tac! Deci Scotland Yard-ul, nișase! N-o scos niciun cuvânt, îi spun continuă ancheta. Ei își fac treabă, ei nu vorbesc, ei nu sunt drogozi, însă... Eu v-am întrerupt? M-ați întrerupt. Deci, cu alte cuvinte, nu n-ai rogozi, deci oamenii serioși spun continuă ancheta, nu este clar nimic. Noi o să răspundem peste 2 săptămâni, peste 2 luni, o să dăm răspuns la toate întrebările. Dar lucrul ăsta s-a făcut... conștient, intenționat, pentru a agrava situația, pentru a rupe relațiile cu Rusia și pentru a încerca de a dicta Rusiei voința unor cercuri occidentale care încearcă să domine lumea, să stabilească un sistem monopolar în lume, să le dicteze la toți tot. Rușii nu doresc lucrul ăsta și de aceea sunt răi. Deci ai noștri sunt niște marionete, păi nici chiar marionete, ei sunt mai răi decât marionetele, că ei fugă înaintea, cum zice rusul, paravozului, înțelegeți cum, și strigă ce voi izvolite în fața, sunt mai răi decât niște holori, înțelegeți cum, și atât domnul Catan încearcă să-i îndreptățească. Deci când noi vorbim că rușii sunt vinoveți în stricarea relațiilor cu Moldova, păi asta e o fățărnicie enormă. Noi pur și simplu punem lucrurile de pe picioare, pe cap, le întoarcem invers. Ai noștri sunt totalmente în toate vinoveți. Ba mai mult decât atât, când Rogozin, într-adevăr, l-a învinuit Plăhotniuc că e un bandit și e un criminal, păi asta e adevărul pur, bre. Asta e sfântul adevăr. Plăhotniuc de mult plânge pușcăria după dânsul. Înțelegeți? Domnul Nazaria, Rusia va da ripostă? Păi, eu nu știu, dar dacă dă riposte Rusia, ambasada noastră rămâne goală. Eu cred că Vladimir Ivanovici mai bine cunoaște iată situația de aceea și fac din această ambasadă. Legătură. Domnul Țurcanu, ați fost o perioadă de timp acolo. Diplomatice, deci evident că toate țările cele care au expulzat o să primească un răspuns asimetric. Simetric. Asta înseamnă... Simetric. Va fi și asimetric. Față de Moldova va fi asimetric. De mult a fost și nici nu ne așteptăm la altceva, dar ce ține de pierdut. Ambasada noastră, cu regret, păi o să rămână numai ambasador. Tocmai poporul n-are nimic de pierdut. Astăzi, practic, ambasada este, îmi pare că au rămas vreo 3-4 diplomați și domnul ambasador. O să rămână cei care sunt șoferi, ambasador și atât. Asta este consecința, dar nu cea mai gravă. Nu cea mai gravă. Cea mai gravă va fi însăși pentru guvernarea de azi, deoarece prin acest gest încă o dată au demonstrat că ei nu sunt parteneri previzibili. Dintr-o parte se întinde mâna, haideți, întrevederi. S-a întâlnit ambasadorul, ministrul de externe a Moldovei cu
omologul din Federația Rusă. A fost vizită lui domnul Carasin. Și peste vreo trei zile, uitați-vă ce fel de gesturi. Deci, prin altele, ce interesant, eu nu întâmplător am adus aminte despre situația cu Irak. Da. Nu întâmplător, deoarece nimeni așa și nu a cerut scuze față de poporul Irakului. Ceea ce se întâmplă azi, acolo, a fost intervenție fără o sancțiune sau fără, deci, careva confirmare din partea ONU-lui. Pur și simplu. Nu a fost sancționat. Nu a fost nimic. Bombardări. Au fost rezoluții. Intrare nu a fost. Care nu a permis. Au fost rezoluții care după ce direct forțele militare nu au găsit nicio armă chimică. S-a cerut ce mai scuze. Deci, dumneavoastră, domnul Catana, înainte de a întreba ceva trușit, oameni omorâți, situația în țară destabilizată, iată ce avem noi ca rezultatul acestor politici. Adică rușii au votat în Consiliul de Securitate și chinezii pentru intervenția Irak. Domnule Catana, vreau să vă întreb, această acțiune de expulzarea celor trei diplomați ruși face parte din șirul care vin împotriva președintelui Dodon? E o lovitură sub centură, dacă am putea spune așa, în contextul în care dumnealui s-a întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse, în contextul în care a avut mai multe întâlniri cu domnul Putin? Eu cred că n-are nimic domnul Dodon cu treaba asta, pentru că nu este o miză. Este vorba despre relația Republicii Moldova cu Rusia. O relație pe care noi am constatat-o de mult că este una proastă, iar această relație este proastă din motive care nu ni se datorează nouă. Sigur că eu pledez alături de mulți alții pentru o relație bună, frumoasă cu Federația Rusă. Deci nu e nicio problemă, este un principiu fundamental internațional. Dar nu Republica Moldova este cea care impune regulile. Și ne amintim, nu guvernarea actuală, dar toate guvernările care măcar au făcut un gest cât de cât de demnitate, cel mai elementar și cel mai mic, au fost sancționate prin embargouri. Să ne amintim că embargourile au fost introduse pe timpul guvernării comuniste a domnului Voronin, care într-un moment de demnitate a făcut un gest care n-a fost cu nimic îndreptat împotriva Rusiei. Cu toate astea, noi am fost sancționat cu embargouri, pentru că n-a fost pe placul unor funcționari oficiali înalți ruși. Deci, cam asta este coordonata principală în raporturile. Dar din punct de vedere politic, e posibil să fim în relații bune și cu Estul și cu Vestul, așa cum se pronunță mai mulți actori politici? Republica și Moldova... Cum putem cataloga treaba asta? Haideți să vă dau două elemente, da? Noi, când se știe bine, pretextul pentru Federația Rusă în deteriorarea relațiilor cu Republica Moldova a fost semnarea acordului de asociere, da? Cu Uniunea Europeană. Și eu aici aș aminti de un element esențial din punctul meu de vedere, care evocă atitudinea Rusiei. Eu aș aminti că în 2014, la sfârșitul ianuarie, mai exact 24, dacă nu greșesc, 26 ianuarie, atunci când funcționa încă mecanismele interstatale dintre Rusia și Uniunea Europeană, exista acel format de negocieri între Uniunea Europeană și Rusia. Și eu vreau să vă amintesc că la acea ședință, la acea întrunire, Vladimir Putin personal, în calitate de reprezentant și președinte al Rusiei, a solicitat la masa negocierilor două lucruri. Semnarea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și semnarea unui acord liber de vize pentru cetățenii ruși în Uniunea Europeană. Atenție, ceea ce noi am semnat prin acordul de asociere. Și atunci eu întreb, de ce Rusiei îi se poate să semneze acord de asociere și acord de liberă circulație cu Uniunea Europeană, iar noi suntem sancționați de către Rusia prin embargouri și tot felul de acțiuni ostile, pentru că am făcut același lucru pe care ei și l-au dorit pentru sine. Domnule Nazaria, Regine, spune 10 minute. Vă rog ca mai telegrafic laconic, să avem. Foarte laconic. În primul rând, deci încă o dată repet, nu-i corect din punct de vedere și juridic și politic să folosim guvernarea moldovenească. Ei sunt niște marionete, ei reprezintă nu interesele Moldovei, ci interesele grupului criminal. Și când se vorbește ce fac ei în relațiile cu Rusia, îi în interesele Moldovei. Îi în interesele grupului ăsta criminal ca el să rămână și în continuare la putere, dar este contrar intereselor poporului moldovenesc.
Acum, referitor la ei, nu sunt independenți, ei sunt dependenți și îndeplinesc ceea ce le-s comandă din Occident. Deci, dar uneori manifestă exces de zel și aleargă înaintea paravozului. Asta și vreau să vă întreb, e un exces de zel? Al doilea moment. Gestul deci, a fost salutat deci, de și ambasada americană și ambasada moment. Britanică. Deci, referitor la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și în ce de acordul ăsta cu circulația liberă. În primul rând, rușii niciodată n-au fost împotriva circuitului liber a moldovenilor în Europa, absolut niciodată. Au declarat-o deschis. Niciodată, asta dumneavoastră intentat. Al doilea moment. Al doilea moment. Asta este istoria evidentă. Dumneavoastră, îmi dați voie să termin gândul. Da, eu doar am trecut câteva lucruri. Spuneți absolut neadevărate. Dumneavoastră, spuneți minciuni, dar de mă rog, eu pur și simplu vă corectez. Vă rog, al doilea moment. Al doilea moment. Al doilea moment, eu repet. Da. Deci, dacă vor... ruși, haideți să-l ascultăm pe domnul Nazaria, după aceea mai avem pentru semnarea acordului de asociere. Așa întotdeauna oamenii sportă, nu știu... Haideți, domnul Nazaria, să continuăm gândul. Sunt niște reguli elementare de comportament. Deci, al doilea moment. Deci, rușii niciodată n-au fost împotriva acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană. Deci, aici se speculează cu niște accente. Deci, eu spus următoarele. Dați să negociem între ei. Noi avem între noi acord de liber schimb, dar cu Uniunea Europeană nu avem acord de liber schimb. În așa caz, când se negociază, negociați voi, moldoveni, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, șcăpătați dreptul ăsta de liber schimb cu Uniunea Europeană, respectiv ne afectați pe noi, comerțul nostru cu Uniunea Europeană, că noi nu avem acest acord și mărfurile europene pot să ne merească prin intermediul vostru pe piața rusească din Europa. Deci, mecanismele lucrurile astea. Dumneavoastră, îmi dați voie să termin gândul. Aveți elementar respect și educație în discuție. Dumneastră sunteți un om needucat. Vă rog, haideți să ne respectăm și să avem contraargumentele respective. Există mecanisme. Nu vă spărați. Economice, comerciale, care reglementează asemenea lucruri și da, ceea ce spun da. Deci, încă o dată repet, deci rușii au cerut un lucru absolut elementar și logic. Oameni buni, dacă voi aveți legături cu noi, obligațiuni reciproce și intrând în relații respective cu partea terță, a treia parte, să încalcă interesele noastre, dați să negociem toți împreună ca să nu ne afectăm interesele. Da. Iată și tot. Domnul Țorcanu, cred că câte un cuvânt de final, ce ar trebui să înțelegem din toată treaba asta, ce ar trebui să învețe clasa politică și cine are de pierdut? Pentru că spuneați ceva mai devreme, cine era cointeresat în toată această epopeie. Acum haideți să elucidăm problema. Deci evident că când se vorbește despre clasa politică, se vorbește despre o elită. Da. În cazul dat cu regret la guvernare nu este așa numită elită. Și nu sunt cei pe care au ales oameni. Deci oameni simpli se uită ceea ce se întâmplă, ce face deci această guvernare și clar că or spune cuvântul lor la momentul respectiv. Deoarece aceste acțiuni din partea dânșilor nu este altceva decât o provocare, un pas următor, pas cu regret, pentru a distruge relațiile cu Federația Rusă în cazul dat. Ce ține de Uniunea Europeană, eu vreau deodată să vă readresez la conținutul acordului cu privire la comerț liber, deci între Moldova și CSI, în care este clar prevăzut acordul, pe de altele care a fost semnat de către ex-prim-ministru Filat. Deci, deja când era guvernarea aceasta. Acolo este clar foarte prevăzut că în cazul dacă o țară din acest acord, în cazul dat Moldova, o să aibă de gând să încheie alt acord tot de comerț liber. Cu parte terță. Deci cu alt stat oarecare trebuie numai decât să fie o consultare. Este prevăzut, este o clauză care este din acord asta, internațional. Și nu era nevoie de careva declarații și așa mai departe. Foarte bine ați spus că a semnat Filat.
Pentru că asta dar ați lins pe Filat atunci. Ați lins toți pe Filat atunci. L-ați lins. Eu semnat primul ministru al Moldovei. Cred că afaceri cu Filat. Eu nu am lins. Domnul Țurcan, nu Filat o semnat. O semnat primul ministru al Moldovei. Domnul Catara, deci obrăznicia dumneavoastră eu o cunosc. Nu. Că sunteți nesimțiți, dar eu vreau, dar eu vreau să vă spun... Convinsul dumneavoastră cu Filat personal poate ați făcut-o, eu în niciun caz. Deci, eu, opiniile mele vis-a-vis eu văd că sunteți alb și pufos. Văd că sunteți alb și pufos. Dar problema constă, problema constă de altă natură. Problema constă de altă natură. Și anume, este acord internațional. Și dacă ești un partener, trebuie să respecti. Și anume, trebuie să faci niște negocieri, consultări. Ceea ce nu s-a făcut. Deoarece, iarăși, era deja parteneriat. Este cel care este, era impus de către Statele Unite. Și atât noi mergem așa, mergem pe calea asta, sau voi mergeți. Domnule Cătan. Calea asta va fi oprită, evident. Și cei care trebuie să fie pus la punct vor fi puși. Dar este nu e acord de liber schimb cu punctul de vedere al noastră, domnul Cătan, pe care îl împărtășit pe mașina problemei. Dacă domnul Țurcan vorbește de lins, eu vreau să spun că el a făcut aici o demonstrație de lingere și de atitudine ostilă propriilor interese ale statului numit Republica Moldova. Este o monstră pufoasă, iată mai pufoasă, dacă vedeți decât atacăm, mine. Să în ceea ce privește ce s-a întâmplat, așa cum am spus, în primul rând, este un gest venit pe fondul unor relații pe care nu Republica Moldova le-a stricat cu Rusia, ci Rusia le-a stricat prin acțiuni ostile împotriva Republicii Moldova. Sigur că ele sunt un gest de solidaritate cu partenerii noștri occidentali, dar în același timp ele nu vin pe un teren gol, nu vin pe un teren de acțiuni ostile ale Rusiei împotriva Republicii Moldova. Noi vă mulțumim colegii noștri de la știri, dar despre lins ne spun că trebuie să le oferim studioul domnul Nazaria. Scurt, în 30 secunde, care este mesajul dumneavoastră, ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple pe aspect politic? Vă rog. 30 de secunde aveți la dispoziție. Stimați prieteni, stimați domnule Cătan, presa a scris. Presa a scris. Da, presa a scris. Stimați domnule Cătan, stimați domnule Țurcan, stimați domn Mădan, stimați telespectatori. Eu mă folosesc de ocazie. Vă rog. Deci, miercuri, la orele 11, 4 aprilie, deoarece Vladimir Ionici a vorbit despre ședința Parlamentului României în legătură cu centenarul Unirii. Da. Deci, iată, noi la Institutul de Stat de Relații Internaționale Pușkin 54 facem o lansare de carte. O lansare de carte despre problema basarabiană în bază de documente, literatură. Eu vă invit pe toți, veniți vă rog, stimați telespectatori, vom fi bucuroși la Institutul de Stat de Relații Internaționale să vedem. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctele de vedere exprimate. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. O seară bună, rămâneți alături de noi. Pe curând!